Rămâne în continuare principala problemă să asigurăm căldura în oraș. Sigur, prima dată ne făceam o țintă, dacă ajungem la 15 martie, am ajuns la 15 martie, dar din păcate este rece în continuare afară și se anunță vreme rece până la sfârșitul lunii. În aceste condiții, de când vă spuneam săptămâna trecută că am dat 30 de miliarde la termică în această lună, în ultima săptămână am mai dat 10 miliarde, deci în total în această lună am dat 40 de miliarde la termică. Și am discutat și în această dimineață cu domnul director Dumitrescu. Sperăm cu acești bani să putem avea asigurat cărbunile până la sfârșitul lunii martie, până la 1 aprilie.